fost un stres pentru dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere, să vă gândiți la ținute, un eveniment pe care sunt ațintiți ochii a 2 miliarde de oameni? Nu a fost un stres, a fost plăcut. Vă rog să îmi punctați puțin care e însemnătatea acestui eveniment pentru Casa Regală a României și participarea noastră. Una, probabil, întâi și întâi de familie, pentru că sunt atât de legate familiile noastre de generații întregi și astăzi la vizitele precedente pe care le-am făcut la City of London și la Kensington Palace, toată lumea a amintit faptul că de la Regina Maria încoace, fiecare generație a fost mereu prezentă la Londra pentru câte un eveniment. Și dacă te gândești la câți ani au trecut de atunci, din 1924, când a venit Ferdinand și Maria prima oară aici, în aceste locuri, până astăzi, când regele Mihai, în 2011, la generația Facebook, e încă prezent printre noi, e o mare realizare. Maestatea sa, regele Mihai, este la a treia generație la o nuntă în familia... Da, e minunat. Dumneavoastră ați mai fost? N-am fost la biserică, dar am fost pentru principele Charles și Princesa Diana. Care sunt amintirile de atunci? Oh, că a fost foarte mult, foarte multe lume. Foarte mult și a fost un eveniment minunat, cu oamenii peste tot, cum sunt acum, pe străzi, este fericirea peste tot. Asta. Și în 2005, la nunta de Wales cu Camila. Da, Camila, am fost și eu acolo. Da. Aceea a fost o nuntă ceva mai intimă, la Windsor. Da, foarte frumos, la Windsor. Îmi povestiți puțin despre cadourile pe care le-ați pregătit, cadourile simbolice. Principesa moștenitoare a vrut ca darul să aibă ceva românesc și un anume simbol. Și atunci am ales 2 cadouri făcute de români din epoca noastră, dar am pus în ele ceva specific în sensul că sunt făcute din culorile steagului britanic. Și le-am împachetat într-un tricolor cu funda drapelului britanic, așa că vor avea și puțin din țara lor în cadou. Spuneți-mi, vă rog, cum este văzut în mediile aristocrate această modernizare până la urmă a casei regale britanice? Kate Middleton nu are origini aristocrate. Cred că a fost puțin treptat acest pas făcut, pentru că nici principesa Diana nu a fost din familia regală și la fel ceilalți copii ai reginei. Dar generația aceasta nu s-a născut chiar pe un teren modern construit de ei. E dinainte pasul spre modernitate făcut. Regina Elisabeta, când s-a încoronat în 52, toată omenirea a văzut la televizor acest lucru. Și, deci sunt ani de când modernizarea a pătruns în viața coroanei britanice. Ați avut ocazia să-i cunoașteți pe cei doi, evident că pe prințul lui da. M-ați da. Întâlnit, dar împreună, pe da. El da. Și niciodată. Kate. Niciodată. Ea ce impresie vă face? Ea? Cred că ea este minunată și, în primul rând, e foarte inteligentă. Este persoana demnă, frumoasă, asta contează, și discretă, cred că este o persoană foarte naturală. Asta am auzit de toată lumea care e. Iar eu cred că el este un om foarte integru și care de mic a arătat o putere de caracter, fiindcă dacă pentru un om matur e dificil să treci prin momente abrupte în viață, dar pentru un copil de poate 14 sau 16 ani să ai presiunea unor evenimente atât de grave cum au fost cel din viața lui, e, cred, o forță de caracter acest tânăr. Sunt tot ajuns de matur să facă față unei presiuni continue, comparații continue. Da, pentru că ea avea 19 ani și Catherine are 29, ceea ce e o mare diferență. Da. Sunt 10 ani care contează enorm în viața omului. Și în al doilea rând, pentru că el e născut așa, el a avut de mic acest fel de presiune și e obișnuit cu ea. Foarte matur. E foarte matur. Și nu numai el. Și el e o combinație formidabilă. Un cuplu care s-a format deja. Da, s-a și consolidat în an de zi. A trecut 8 ani. Ca și familia suedeză, la fel, principesa moștenitoare Victoria, a avut această legătură
cu Daniel timp de 8 ani. Deci e cu totul altceva când după atâția ani ajung în prim plan. Sunt pregătiți. Dar știți, se vorbește din ce în ce mai intens despre această comparație dintre Catherine și prințesa Diana. Și are loc o astfel de comparație? Nu, dar cred că e natural. Presa mai mult face acest tip de comparație. Nu, cred că e normal, pentru că este un eveniment foarte mediatizat, cum a fost atunci. Dar are Catherine șansa să devină noua prințesa Iulilor? Da. A, da. Sunt sigur de asta. Da. Da. Dar cred că va fi mai low profile. Pare în primul rând pentru că ei din universitate amândoi au arătat un interes extraordinar de mare cauzelor sociale. Au fundații pe care le patronează. Ori aceasta aduce către inimile oamenilor. Dacă văd că au preocupări publice care ajută pe cei care sunt în nevoie, aceasta deschide oamenilor calea spre inima lor și e asigurarea acestui fundat. E de natură evenimentul de mâine să mai estompeze din vocile acelea de britanice, care spun că oarhia... Nu le va opri aceste voci, dar ele, din fericire, în Marea Britanie sunt atât de puține, că nu, ele nu vor dispărea cu acest, fiindcă nu... sunt alimentate de o credință atât de puternică, împotriva, dar vor rămâne constante, nu cred că vor pune în pericol pentru următoarele sute de ani. Whoever of our family goes to represent the country abroad or to represent to strengthen democracy in our communities, we always talk about the fundamental importance of the economic development, of generosity, trust, of projects that involve courage and mutual respect and hope for the future. So it is probably not by chance that Anne-Marie decided to organize such an extraordinary meaningful event, not only important but also meaningful, and we three of us are very happy to represent the family with such a new generation, because we are now getting older, some he's not really our son, he's our nephew, but he become our son, so somehow. So now a future generation of the family takes over, and we very much hope that in 30 years' time, 50 years' time, our